Bună, numele meu este Stancu Mihai Cosmin și astăzi voi prezenta liceul creat de către mine. După cum puteți vedea, partea din exterior este alcătuită din blocuri de concret și de quarț, deoarece am vrut să-i dau un aspect modern. În interior sunt două etaje, parterul și etajul 1. Fiecare etaj are aproximativ 13 săli de clasă. Fiecare are în jur de, avem de două locuri, ori 3, ori 3, adică 18 locuri. Avem sala P1, la fel sala P1 deoarece există două intrări. Sala P2, tot la fel identică celeilalte. Scările care duc către etajul 1. Sala P3. Iar sala pe 4 este puțin mai mică, doar că are tot același număr de locuri. Avem sala pe 6, tot la fel identică cu celelalte. Aici avem baia băieților, respectiv baia fetelor. Nu prea am avut destul loc pentru a face, cam așa arată, este foarte strâmtă. În partea aceasta avem o chiuvetă, am încercat să reproduc imaginea unei oglinzi. Aici avem o intrare principală, sala pe 7, sala pe 8, tot la fel sala pe 8, iar aici avem sala pe 9 care reprezintă laboratorul de chimie. Aici avem diferite instrumente care ne ajută la ora de chimie. Și respectiv am folosit aceste blocuri, brewing stand, pentru a învăța cum se fac poțiunile. În partea aceasta avem sala pe 10, sala pe 11, tot la fel, sala pe 12. Iar aici avem la fel alte scări care duc către etajul 1. Aici am specificat faptul că P vine de la parter și I vine de la etajul 1. Aici avem vestiarul fetelor, respectiv vestiarul băieților și o altă intrare principală. La fel aici avem sala pe 13, una mai mică, iar la etaj tot la fel 13 săli. Singura diferență constă în faptul că în loc de laboratorul de chimie avem laboratorul de biologie. Aici am încercat să reproduc scheletul uman. În partea aceasta va veni profesorul și va arăta cum decurge fiecare experiment, iar elevii stau în partea aceasta atenți. Avem un acvariu cu pești tropicali. Și iar avem vestiarul fetelor și respectiv vestiarul băieților. Aici avem sala I8, tot sala I8, sala I7, avem baia băieților, de data aceasta am încercat să o fac mult mai mare și mi-a reușit, într-o anumită măsură. Tot la fel oglinzi, baia fetelor. Sala I6. Sala I5, sala I4,
Sala I3. Sala I1. Și sala I2. La fel, aici avem scările care ne ajută să coborâm, respectiv să urcăm la un anumit etaj sau să coborâm la parter. Deocamdată am reușit să fac un singur etaj, am de gând să continui cu al doilea etaj, dar a trebuit să fac prezentarea de acum. Să vă arăt și cum arată partea din exterior, pe lateral și prin spate. Am lucrat în jur de 18 ore, mai mult sau mai puțin la întreg liceul. Bun, acesta este liceul pe care l-am construit. Aștept să îmi spuneți ce părere aveți.